Enigma Utiliei, de George Călinescu. Personaje: Felix Sima, un tânăr de 18 ani, Otilia Mărculescu, personajul principal, Moș Costache Giurgiuveanu, tatăl vitreg al Otiliei, Leonida Pascalopol, un moșier bogat, clanul Tulea, din care fac parte Aglae Tulea, sora lui Costache Giurgiuveanu, Simion Tulea, soțul ei, un individ alienat mental, copiii acestora, Olimpia, soția lui Stănică Rațiu, Titi, Aurica, fata bătrână care urmărea să se căsătorească, Stănică Rațiu și servitoarea Marina. Romanul debutează cu sosirea lui Felix Sima, un tânăr din provincie rămas orfan de ambii părinți, la unchiul său, Moș Costache Giurgiuveanu, aflat în București pe strada Antim. Deși acesta își anunțase sosirea, nimeni nu pare interesat sau pregătit pentru acesta. Ba mai mult, Moș Costache afirmă, citez, aici nu stă nimeni. Cum intră în casă, regăsește toate personajele adunate la o partidă de cărți, prilej pentru narator de a le face intrarea în scenă. Aceeași tehnică specifică realismului am reîntâlnit-o și în romanul Ion, când toate personajele erau adunate la o horă duminicală. Pe lângă Otilia Mărculescu, fata vitregă a lui Moș Costache Giurgiuveanu, cu care tânărul corespundase până atunci, are prilejul de a o cunoaște pe Aglae Tulea, sora lui Moș Costache Giurgiuveanu. Aceasta își dorea să intre în posesia averii fratelui ei, așa încât prezența tânărului o irită. Titi, fiul Aglaei, un tânăr de 22 de ani care rămăsese corigent de nenumărate ori, punând totul pe seama absurdității profesorilor, oricum afirma că lectura îi dă dureri de cap. De asemenea, când se plictisea, mergea să se legene, chiar la îndemnul mamei sale protective. Simion Tulea, soțul Aglaei, era un bărbat în vârstă, căruia plăcea să brodeze. Se considera Iisus, iar pe cei din familie, dușmanii săi, despre care spunea că îi dau de băut oțet. Ipohondru mânca peste măsură, considerând că doar astfel se va vindeca. Ajunge până la urmă la spital din cauza demenței, unde face paralizie generală. Olimpia este fata cea mare a Aglaei, căsătorită cu Stănică Rațiu, un avocat foarte ambițios cu spirit venal. Îi murise de curând un copil de 2 luni, uitat singur în cameră, căzut din pat cu febră. Olimpia primise vestea cu resemnare, aproape cu ușurare. Stănică Rațiu, soțul Olimpiei, este un ipochimen viclean care pozează în om sărac și suferind și care caută mereu un prilej să caute capete bani de la cei din jur, mai ales de la Leonida Pascalopol. Avea o sumedenie de frați și surori de care era foarte mândru. Profita de acest lucru pentru a merge să mănânce gratis. Putea mânca, după cum însuși mărturisește, 2 luni în șir gratis, fără să intre de 2 ori în aceeași casă. De asemenea, Felix îl cunoaște și pe Leonida Pascalopol, un moșier de 50 de ani, care nutrea pentru Otilia o dragoste paternă, dar și virilă. Era un musafir mereu prezent, dar și bine primit în casa lui Moș Costache, întrucât toți beneficiau de ajutorul său financiar. Un personaj mai puțin important este servitoarea Marina, dar pe care o cunoaște acum Felix. Aceasta, deși se ocupa de casa lui Moș Costache, dezvăluia tot ce auzea și se întâmpla aici, Aglaei, care locuia în aceeași curte cu fratele ei. Felix este complet uitat de către rudele sale și abia după un timp, Otilia constată că Felix rămăsese în picioare și îl conduce spre cameră pentru a se odihni. Are ocazia în scurt timp să constate că Aurica, fiica Aglaei, urmărește să se căsătorească și, speriat de apropourile și insistențele fetei, refuză să o mai viziteze. Singura persoană cu care simte că rezonează este Otilia Mărculescu, tânăra de 19 ani, o fată cultă, studentă la conservator, pasionată de literatură, dar mai ales de pian. Lui Felix îi place exuberanța acesteia, care trece de la o stare la alta cu foarte multă ușurință, nefiind interesată de ceea ce gândesc ceilalți despre ea. Pentru felul de a fi, Aglaia o consideră o zănatecă, Aurica o consideră o șireată, o fată fără căpătâi, pe când Pascalopol, o ființă gingașă ca o floare rară sau micul meu vițiu sentimental. Prima secvență reprezentativă este cea în care Moș Costache Giurgiuveanu face primul atac de apoplexie. Acesta, deși era tatăl vitreg al Otiliei, o iubea nespus de mult pe fată și avusese intenția de a o înfia. Însă de teama Aglaei, care îi trimisese o scrisoare anonimă prin care îl amenințase că îl va da în judecată, renunțase.
Totuși se apucă să adune grinzi, cuie ruginite, cărămizi vechi pentru a-i face o casă fiicei sale. Însă, în timp ce manevra aceste materiale de construcție, cade, pierzându-și cunoștința. Marina, servitoarea, o anunță repede pe Aglaie, care ia în stăpânire militărește casa, speriată că cineva ar putea fura ceva de aici, lucruri pe care le considera de drept ale ei ca moștenitoare directă. Stănică Rațiu este interesat de averea lui Moș Costache și, în acest scop, îl aduce pe un anume doctor Vasiliade, care se spune exact care este starea de sănătate a acestuia și cât mai are de trăit. Totodată, comportamentul clanului Tulea atinge acum apogeul. Încep să vorbească despre morți de față cu bătrânul, să fumeze sau chiar să pregătească un adevărat festin în fața lui, fără a-i da și acestea de mâncare. Din fericire, bătrânul își revine curând. Între timp, Felix Sima, prin intermediul lui Stănică Rațiu, o cunoaște pe Lili, o nepoată de-a lui Stănică Rațiu, punând presiune pe el să se căsătorească. Acesta refuză, nutrind sentimente profunde pentru Otilia. Tot datorită lui, face cunoștință cu Georgeta, o femeie frumoasă cu care are o relație de scurtă durată. Îi mărturisește Otilia adevărul, iar aceasta îl iartă. Otilia, deși îl iubește pe Felix, dorește să fie în centrul atenției, însă Felix, de multe ori, preferă să-și petreacă timpul studiind. La scurt timp, are al doilea atac de apoplexie Moș Costache. De data aceasta, rudele îndrăznesc chiar să care obiecte dintr-o casă în cealaltă. Moș Costache decide să-i dea lui Pascalopol 300.000 de lei pe care se treacă într-un cont pe numele Otiliei, dându-și seama de posibila sa moarte. În ultima clipă se răzgândește, dându-i doar 100.000, restul punându-i sub saltea. Scena este văzută de către Stănică Rațiu, care, găsindu-l singur pe bătrân, îi fură banii rămași. Rudele îl găsesc fără suflare, mâhnindu-se mai mult că nu au găsit locul unde își ascunsese banii, mai mult decât pierderea propriu-zisă a acestuia. Stănică Rațiu divorțează de Olimpia, căsătorindu-se cu Georgeta, la scurt timp intrând în lumea politică. Otilia îi testează dragostea lui Felix, venind într-o seară în camera sa. După o noapte castă petrecută cu acesta, realizează că poate pleca fără a-i provoca prea multă suferință. Astfel, pentru a nu sta în calea carierei lui, dar și pentru că simțea nevoia ca cineva să o pună pe primul plan pe ea, se căsătorește cu Pascalopol, înștiințându-l pe Felix printr-o scrisoare despre aceasta. Va afla ulterior că Otilia s-a despărțit și de Leonida Pascalopol și s-a căsătorit cu un conte din Buenos Aires. Felix devine un medic renumit, căsătorindu-se în mod strălucit și intrând în cercurile înalte ale societății.